Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Panoramic. Ecaterina Teodoroiu, 125 de ani de la naștere. Cum era și firesc, cine putea să ne vorbească mai mult și mai mult, cel mai îndreptățit de a vorbi de Ecaterina Teodoroiu, având în vedere și prima carte dedicată acestui personaj în anii 80. Domnul profesor dr. Ion Mocioi este în studio și spunem bun venit la emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit! Cum spuneam, dumneavoastră ne-ați lăsat cu mai mulți ani înainte de 1989 o carte memorabilă despre Ecaterina Teodoroiu, o carte care are o poveste specială pe care am vrea să o, pe lângă datele, reperele importante despre Ecaterina Teodoroiu, am vrea să știm și povestea cărții, pentru că cele întâmplate atunci și de fapt stilul dumneavoastră de lucru nu prea se mai întâlnește la contemporani. Probabil. Ar trebui să, dincolo de mulțumirile pe care vi le aduc că m-ați invitat, ca să intrăm în atmosfera zilei, să spunem că totuși astăzi este o zi mare a poporului român. Puține popoare au o eroină, așa cum avem noi. Și mai e o chestiune. Nu i-am acordat astăzi, la nivel național, locul care îi se cuvine, dar mă bucur că la Gorj, în județul ei, astăzi a fost preamărită după meritul pe care îl are. Este într-adevăr un personaj care poate ține oricând cu numele ei locul numelui țării, pentru că este ofițerul care s-a dăruit ca femeie înainte de unire, pentru unirea tuturor românilor de pretutindeni. De fapt, e primul ofițer femeie din armata română, da? Da. Și, din păcate, jertfa ei sângeroasă e cam uitată de tinerele generații și se cuvine ca de acum încolo să vorbim mai mult despre ea. Astăzi mi-am închipuit că undeva la București niște salve de tunuri în organizarea armatei i s-ar fi cuvenit acestui nume măreț al României. N-am aflat dacă s-a întâmplat așa ceva. Dar la Gorj o zi plină a fost dedicată acestui nume măreț prin care trebuie să ne simțim mândri că e a noastră Cătălina de la Jiu. Puțin mai știu datele ei de naștere și chiar de moarte. S-a născut, cum este astăzi, 14 ianuarie 1894, deși această dată i-a fost contestată, dar documentele de arhivă o precizează în acest fel. Și a murit în 22 august în Moldova, cu o jumătate de oră înainte de a se declara victoria României împotriva armatelor germane. Iată deci că în 1917, la 22 august, ea și-a înscris această jertfă pentru poporul român și a făcut-o cu toată dăruirea, fără să-și precupețească viața, fiindcă în familia ei, în același scop dedicat patriei, au mai murit doi frați. Unul Nicolae, pe care ea l-a urmărit în munții Gorjului, unde acesta lupta în prima parte a războiului întâi mondial. Printre tufișuri, printre stânci,
s-a dus să-i ducă mâncare și schimb de haine fratelui său, care lupta atunci cu toată dăruirea și avea să moară undeva sub munții Gorjului, datorită unui obuz care a explodat chiar lângă sora lui. Ea atunci a luat arma lui, i-a făcut groapa, l-a înmormântat chiar făcând pe preotul și i-a jurat că îi va lua locul în armată, ceea ce a și făcut. Câtă dăruire! Și foarte greu în acele momente, să nu uităm că nu erau acceptate femeile în armata română la acel moment. Și de fapt în toate armatele europene nu existau femei la momentul acela. Da, avusese prilejul, umblând prin nordul Gorjului, prin munții noștri, să-l întâlnească pe un mare general, Dragalina. Acesta a înțeles hotărârea ei, păcat că și el a trebuit să-și dea viața datorită, mă rog, controlului pe care îl făcea în munții noștri pe Valea Jiului. Și a ajuns, fiind bolnav de boala sângelui, zahăr în sânge, nu a putut să fie salvat, dar ea se spune că l-a iubit întotdeauna și amintea de el celorlalți ofițeri pe care i-a cunoscut. Acea întâlnire care este redată și în filmul Ecaterina, povestea cu mantaua de pe Valea Jiului, de pe malul Jiului, a existat în adevăr sau e doar o legendă care a fost pusă de Este regizor? Reală, este reală. Este reală? Da. Au scris alții care au cunoscut momentul acesta, deci a fost înțeleasă. Chiar i s-a spus că tu ești o eroină. Încă pe când ea era în viață și generalul a întâlnit-o. De fapt, a întâlnit-o de mai multe ori. Și știa că unul din frații ei a murit, dar a murit înainte ca al doilea frate să aibă aceeași soartă. Iată deci că ceva a legat-o de pământul țării, de familia românească din care provine, de dragostea pentru țară, de dorința să-și vadă țara liberă, pe toți cetățenii ei liberi și să se poată ajunge la momentul acela despre care ei se vorbea în ședințele de cercetășie de un anume Teiușanu, care conducea cohorta domnul Tudor la Gorj pentru cercetași. Iată, deci, ea a avut și o pregătire premilitară, foarte serioasă, încă pe când era la București. A fost, de fapt, în ultimul an de studii și a reușit să-și primească titlul de învățătoare. Deci a fost o fată cu o pregătire foarte bună. Tot la București a învățat să cânte la vioară în cadrul programului de studiu. Și tot la București a fost cunoscută de mari personalități ale Gorjului, care până la momentul acela au ajutat-o să aibă ce-i trebuie ca să învețe. Dincolo de Plenicianu, familia boierească din Gorj, care s-a ocupat de ea și i-a oferit sprijin pentru studiu, a mai fost o persoană despre care nu se vorbește, dar care a ajutat-o nespus de mult să aibă ce-i trebuie ca elev acolo la școala care, de fapt, avea rolul unui liceu pedagogic, în așa zisă școala domnească, doamna Elena, foarte interesant. Acolo a primit sprijinul și al mamei unui pictor mare al Gorjului, Iosif Kheber, ceea ce puțin se știe sau aproape deloc. Da, e o informație în premieră, cel puțin. El, pictorul, a scris niște memorii. Vor apărea curând într-o revistă a cultului nostru pentru înaintași la Gorj aici, în care povestește acest moment chiar Kheber însuși.
i-am păstrat acest manuscris. Iată, o avantpremieră, practic, o informație în exclusivitate. Da. Mama sa se numea Ana Stoica și era venită din mărginimea Sibiului. Ea însă și era educată pentru pregătirea românească în vederea unirii. Iar Cătălina știa de această chestiune chiar de la învățătorii ei din Gorj, care s-au ocupat de această problemă și au scos niște reviste foarte interesante cu privire la românismul nostru și la unire. Și în primul rând, acestea au fost scrise de ardeleni care au devenit învățătorii noștri în Gorj, la gimnaziul de atunci, Tudor Vladimirescu, și la o școală germană locală, unde ea a învățat și limba germană și a continuat să studieze la București. Iar când a fost să o surprindă germanii pe câmpul de luptă și să o ducă undeva pentru a o sancționa cu moartea la Târgu Cărbunești, ea a reușit să vorbească cu ei în așa fel încât să o lase liberă, dar n-au vrut. Și atunci ei și-au luat pedeapsa chiar de la ea. La un moment de neatenție a celor doi soldați care o escortau spre Cărbunești și a scos pistolul din sân și i-a împușcat pe cei doi. Da, este un moment... Și este un moment prin care ea a știut să se descurce. Numai că retrăcându-se în continuare spre sud, odată cu armata noastră, în a doua ediție de luptă, să zicem așa, ea a fost împușcată în picior, iar mai aproape de calea ferată, unde voia să ajungă, dar a mai primit o lovitură în șold, încât a trebuit să se trască cu ajutorul unui ofițer să ajungă la tren, să fie dusă la spital la Craiova. Și de aici a mers mai departe până la Iași, unde a trebuit să fie spitalizată și după ce s-a făcut bine, da, auzind de ea și regina, i-a fost acesteia atât de aproape încât i-a înțeles dorința ca să revină pe câmpul de luptă, deși regina a voit ca să o dea în spatele frontului. I-a zis, nu, n-aș mai fi un exemplu pentru soldații pe care îi conduc. Conducea un pluton. Iată deci că ea și-a dat seama că locul ei nu este al unei femei obișnuite, ea avea această atracție pentru iubirea de țară, atât de puternică, încât nu a dat un pas înapoi. Și a ajuns până la urmă, pe front, i s-a dat titlul ca primă femeie în rândul ofițerilor, a devenit sublocotenent și a intrat în compania condusă de un gorjan, un învățător de la Bălești. De la Rasova, da. Da, Mănoiu. Da, Gheorghe Mănoiu. Care la rândul lui avea să cadă tot eroic, dar în al doilea război mondial, undeva în Ardeal, gândindu-se că nu trebuie să stea acasă când țara are probleme și a fost și el surprins, mă rog, de dușmanii noștri și a căzut pe front. S-a vorbit de o legătură de dragoste între Gheorghe Mănoiu și Ecaterina Teodoroiu. Ar fi trebuit ca la sfârșitul războiului, dacă cei doi supraviețuiau, să urmeze o căsătorie. Acest lucru nu s-a produs și nici el nu s-a mai recăsătorit vreodată. Se spune despre el în al doilea război mondial că ar fi căutat efectiv pe front, deci în lupte, ar fi căutat moartea. Nu. Adevărul e altul. Nu. Acesta e doar un zvon care s-a dus de la cineva care voia să-l preamărească. El s-a căsătorit, a avut doi copii. Așa apare în diverse surse, de asta da. Am ridicat discuții. Și după ce și-a crescut copiii, a avut timp, a putut să își urmeze un gând pe care, de fapt, i l-a întipărit în minte chiar Ecaterina. Ea l-a iubit pe el cu adevărat pentru că
acolo unde era la spital, a fost una din persoanele din Gorj care s-a ocupat de ea ca să rămână în viață și să se facă bine. Cu prilejul acesta s-a legat între ei o prietenie. Și până la urmă au avut aceeași soartă amândoi, căzând pentru patrie. Iată, este un exemplu cu totul aparte dintre tinerii vremii și mai ales dintre fete. Din păcate, se perduseră o perioadă mai multe documente scrise de ea. Eu am avut ocazia să merg pe urmele ei, din munții Gorjului până pe Valea Zăbrăuțului, unde i s-a făcut mormântul după căderea în luptă. Și am mers cu mijloacele pe care le-a folosit ea, pe jos până unde a intrat în tren, de acolo cu trenul până unde a fost dusă la București și de la București la Iași. Am fost să-i văd clădirile unde a trebuit să se însănătoșească, zona unde s-a pregătit în continuare pentru luptă și am mers pe dealul acela unde ea a căzut. Deci, practic, ați refăcut întregul ei parcurs din primul război mondial. Da, și m-am simțit atât de atras de fenomenul acesta că atunci când am scris cartea, am simțit nevoia să nu o las cartea până nu o termin, chiar dacă pentru anumite pasaje din ea am scris plângând, vă spun sincer. Am mai mărturisit acest lucru pentru că am văzut la ea acest avânt românesc pe care, de fapt, l-au purtat toți românii în toate războiile noastre ca să ne țină patria, mă rog, în viață, cu adevărat. Și o societate care să prospere, după mintea ei. Vedeți, asta învățase pretutindeni, inclusiv la București, unde a fost cercetașă în cohorta Bucur. Bucur fiind simbolul orașului nostru, capitalei. Deci ea era cu sufletul pentru neatârnarea țării, pentru libertatea ei. Și când a făcut jurământul către fratele ei, undeva la Sâmbotin, unde acesta a căzut în fața ei, ei lovit de un obuz, ea atunci, trup și suflet, s-a dedicat cu întreaga ei viață pentru libertatea țării. A fost, de asemenea, într-un eveniment la podul Jiului. Acolo... Există acel moment sau nu? Pentru că există păreri și păreri, surse istoriografice care se bat cap în cap, dumneavoastră care le-ați cercetat cam pe toate. E adevărat. Ea povestește undeva, scris de ea cu mâna ei, că voia să se ducă, plecând din centrul Târgu Jiului, peste pod, la o colegă. Și i s-a părut că vede mai sus de podul Jiului, pe aripa dinspre vest, niște soldați, dar care nu erau echipați românește. S-a dus până la colega ei să-i dea ce avea de dus și s-a întors repede și s-a dus la spital să spună celor care erau militari să pună mâna pe armă, dacă mai pot, să meargă și să se ducă la pod, că se apropie și dacă ne ocupă Târgu Jiul, înseamnă că aici aș fac locul de unde se ocupe întreaga țară. În același timp, un anume Herman, un pensionar, fiind în apropiere de podul Târgu Jiului, a văzut și el, tot mai aproape de pod, pe acei soldați străini, care veneau nu în grup, ci împrăștiați ca să nu dea ocazia să fie înțeleși că vin într-adevăr ca o unitate militară, o trupă dușmană, da. Și acesta s-a dus la șeful jandarmilor, despre care s-a mai vorbit, dar eu vreau să mai aduc în atenție că ea i-a spus și șefului miliției de atunci, că era organizată o anumită miliție, care nu era altcineva decât un
verișor întârziat al scriitorului Mihail Sadoveanu, Jenică Sadoveanu, care era legat în Gorj nu numai de familia străveche a sadovenienilor olteni, dar și de o proprietate la Săcelu, care era stațiunea. Și acesta a venit cu oamenii lui, pe urmă a venit Teiușanu, care conducea, așa să știe mai puțin, grupul cohorta Tudor, Tudor Vladimirescu se înțelege, și a dus de acolo tinerii pe care i-a avut și toți au pus mâna pe arme luate de la polițiști. Au venit pe urmă bătrâni din oraș, aflând zvonistic, bineînțeles, toată treaba aceasta și care știau să mânuiască din alte pregătiri militare și din participări la război, inclusiv unii de la 1877, întârziați cu viața în Gorj. Da, au venit și au luptat acolo și s-a creat un fel de armată civilă care a reușit să baricadeze întâi podul și apoi să se organizeze cu ajutorul lui Popilian, cel despre care s-a mai vorbit și s-a făcut un film și inclusiv o statuie pentru el la Târgu Jiu, da, să se organizeze și pur și simplu continuă să întrețină focul, că n-avea multe gloanțe, ca acei dușmani care își refăcuseră grupa, voiau să atace podul și să treacă Jiul. Jiul atunci era puțin mare, pentru că era după niște ploi din noiembrie și, da. Și nu s-au aruncat neștiind prea bine cei cu apa aceasta. Pe urmă s-a aflat că este vorba de o trupă din divizia 11-a bavareză, cea mai puternică divizie cunoscută până atunci în Europa, care reușise să treacă munții înzăpeziți. Da, și erau soldați care luptau pe munte, deci era prima unitate de vânători de munte. Da. Vânători de munte. Să ajungă și cu ei să cotropească Târgu Jiu, despre care aveau toate informațiile. Istoriografia germană a spus mai târziu că, de fapt, soldații au avut consemn să nu intre în oraș, trebuia doar să cerceteze după ce acest moment de la 14 octombrie a devenit un simbol al luptei naționale a românilor. Ei au fost convinși atunci că în oraș nu mai există armată. Știau că mai multe trupe de ale noastre erau încă în vestul județului și luptau acolo. Ei făcuseră aceștia din plutonul brigăzii acestea 11-a bavareză, făcuseră o ruptură în apărarea noastră în munte și așa s-au strecurat. Deci n-au avut o forță mare și până la urmă ei s-au retras. Și au urmat momentele acelea. Contraofensiva românească, da. Momentul Pătrășcoiu și alte momente până când i-a trecut din nou munții. Până iar germanii, mai bine de o lună și ceva, și-au refăcut trupele și au reușit ca să se organizeze mai bine, să-și aducă armament puternic și să vină până la urmă să subordoneze pe mai multe puncte din nordul Gorjului intrarea lor pe teritoriul practic al României vechi, a regatului. Și iată deci că Târgu Jiu a meritat până la urmă acel sau acea recunoaștere că este oraș eroic. Titlul oferit de regele Carol al II-lea în perioada interbelică. Da. Domn profesor, e o, să zicem așa, o discuție care se tot apare în ultimii ani, legat de generalul Culcer, cel care s-a aflat la comanda apărării din pe Valea Jiului înainte de generalul Dragalina și care a fost schimbat în momentul când a spus că în fața noastră se află trupe mult mai, deci mult superioare și că varianta unei apărări eroice în Oltenia ar trebui să cadă în favoarea unei apărări pe Olt, adică o retragere organizată pe Olt. Dar bătălia de la podul Jiului având rolul de a opri trupele germane ca să permită retragerea. Cât, în primul rând, cât adevăr este în această aserțiune și dacă, să zicem, generalul respectiv, care e gorjean de-al nostru, a avut dreptate la momentul ăla, pentru că istoria a dat dreptate după aceea când s-a văzut că am pierdut toată țara sau
mare parte din țară în toamna anului 1916. A fost un militar bine informat, a știut adevărul și poziția din munți a forțelor germane și a cerut, practic, deci mai mult decât putea el face, să aducă prin implicarea directă a regelui mai multă armată în zona aceasta, pentru că era locul unde se putea pătrunde ușor în zona noastră, munții fiind nu prea înalți, puteau veni, și așa au făcut, dinspre Ardeal pe la dealul Babelor, din Valea Jiului, și ușor au trecut vechiul drum roman până la Bumbești-Jiu. Și el și-a dat seama, dar n-a fost înțeles, după părerea mea, și a fost schimbat și, primind altă însărcinare, s-a ocupat în partea dinspre Olt, după câte știu eu, la început, și apoi nu-i mai știu istoria. Dar el și-a dat seama că România trebuie apărată în primul rând la locurile pe unde se poate trece din nord peste munți spre noi. Și avea dreptate. El, știind toată zona noastră din mai bine, îl lăsau și aduceau cu adevărat de la început armată mai multă, ar fi surprins-o în retragere pe munte și ar fi întârziat venirea a doua oară tot pe același loc pe care învățaseră că e mai ușor să treacă. Da, pentru că a doua bătălie de la Jiu practic a fost fără istoric, adică s-a trecut ușor de noi, dacă prima a fost foarte dificilă pentru ei și eroică pentru noi și cu rezultate, în cea a doua trecere, în luna noiembrie, practic s-a trecut ușor de tot de Târgu Jiu, pentru că rezistența n-a mai fost, se abandonase și ideea de a apăra Târgu Jiu, deci nu se mai putea apăra. Ei, văzând această situație și văzându-și că și-a pierdut doi frați în lupte și în situația militară de atunci, ea s-a înrolat și a primit de la un comandant Jipa costumul de militar cu tot echipamentul, și a trecut în prima linie de apărare la Dănești, unde în noaptea de 1 noiembrie a nins foarte mult. A fost prima ei noapte ajunsă în tranșee, săpată de ea, dar în dimineața următoare au venit dinspre Rasova și dinspre Scoarța trupe puternice ale militarilor străini și n-au putut face față. Atunci s-au retras ai noștri prin pădurile dinspre Țicleni, spre Rășina, și de acolo s-au repliat cu ajutorul unor mijloace, căruțe, cu cai, pe urmă cu trenul, cât mai repede spre sud să apere Craiova. În paralel au trecut trupe puternice germane și Craiova n-a putut fi apărată, a trebuit de acolo să se retragă spre București. Și vă închipuiți câtă zarvă și câtă distrugere au făcut armatele trecând prin toate satele noastre, mergând până la distrugerea lor și lăsarea lor să fie oamenii noștri înfometați, pur și simplu. A fost o perioadă grea. Scrie undeva în memoriile sale Ecaterina, pe care le-a scris când era în spital, despre treburile acestea, inclusiv despre ce s-a întâmplat la Târgu Jiu, un oraș pe care au vrut germanii să-l distrugă. Pur și simplu au dus cai în clădirea gimnaziului Tudor Vladimirescu, au ocupat toate spațiile, abia au putut lăsa pentru bolnavii noștri pe frontul de luptă în spitalele locale. Până la urmă, inclusiv doctorul Haznaș și alții au fost chemați prin Craiova și apoi până în Moldova ca să susțină căderea, a multora dintre combatanții noștri împotriva germanilor.
A scris ceva și doctorul Haznaș, un mare medic al țării. Și mare om politic pentru spațiul gorjean, cel da, puțin. Și un mare om de cultură, a scos reviste, ziare, l-a susținut pe prim-ministrul nostru, Gheorghe Tătărescu. Gheorghe Tătărescu, da, care iar așa, la rândul lui, a fost un om fără de care România n-ar fi ieșit din criza din 1929-1933. Și asta e o altă problemă pe care ar trebui să o știe gurjenii noștri. Mă rog, se pot vorbi alte chestiuni legate de, dincolo de lupta ei. În primul rând despre un film care s-a făcut despre Ecaterina și care nu respectă adevărul istoric. Și îmi pare rău că un mare regizor a făcut treaba aceasta, care acum și-a dat numele unui cinematograf la Târgu Jiu. Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu, da. El n-a respectat exact ce a vorbit Cătălina față de oamenii din plutonul său când a acționat acolo pe un vârf de deal la o cotă foarte interesantă unde s-a ținut, de fapt, ultima luptă importantă. Ea a zis, băieți, sunteți cu mine. Și-au plecat. A zis tot înainte. Vorbele astea le-au preluat pionierii mai târziu. Erau vorbele ei, de fapt, ca să fie educați copiii încă de mici. Iată, și li se spunea treaba aceasta copiilor înainte de 1989. Bine, pionierii au preluat, să zicem așa, ca model pe foștii cercetași. Deci pe undeva da, cercetașii erau mai mari, totuși, copiii de, cum ar veni acum, de liceu. Da. Dar cei mici, și ei au fost, eu știu, poate să zicem prea mult, îndoctrinați cu ideea aceasta de iubire, de patrie. Dar asta s-a făcut întotdeauna la români. În film apare ideea inversă, că ea cobora dealul și coborâți, nu stați, că veți cădea. Ceea ce n-a făcut bine regizorul nostru pentru prezența ei în film. Adică tot sufletul ei acolo a fost, în vârf de deal. Acolo și-a dat suflul său al vieții pentru țară și nu trebuia să fie decât apoteotic acest sfârșit al filmului. I-am spus treaba asta, a zis că vrea să-l schimbe, dar nu l-a mai schimbat. Au venit poate alte vremuri. Da, poate n-a mai apucat. E bine că ați adus în discuție acest episod și, pentru că de regulă și filmele istorice, cât ar fi ele de, să zicem, de documentate, tot au momente care nu prea sunt conforme cu realitatea istorică sau cu ce s-a descoperit de către istoriografie. Apropo, în memoriile lui Ide Isaac, de pe Valea Jiului, el vorbește de întâlnirea cu Ecaterina Teodoroiu, pe care o plasează prima întâlnire tot pe Valea Jiului. Deci înainte chiar de bătălia de la podul Jiului. Da, da. Întâlnirea cu ea, bine, din momentul când încă nu murise Nicolae și apoi momentele celelalte în care el reamintește momentele principale ale, e vorba de rana căpătată, de periplu acela care a dus-o până la un spital la Iași. Era deja un personaj cunoscut, devine încet, încet un mit despre care s-a tot vorbit, cele puse față în față cele două mituri, al reginei Maria și ale Ecaterinei Teodoroiu, speculându-se, o face revista Historia într-un număr de acum câțiva ani, mergându-se pe ideea că Casa Regală a accentuat mitul Ecaterina Teodoroiu tocmai pentru că trebuia scoasă în evidență și regina Maria și automat s-au folosit cumva de mitul Ecaterinei Teodoroiu propulsând și mitul reginei legată foarte mult de primul război mondial și de ideea de unitate națională, de realizarea uniunii. S-au spus multe, unele lucruri care sunt greșite, cu timpul se vor măcina toate acestea și adevărul va rămâne pur. Dar vreau să vă mai spun un eveniment. Ajungând în Moldova, doctorul Haznaș a aflat de ea că e la momentul de se pune întrebarea mai trăiește sau nu.
pentru că a avut o infecție, nu i-a fost tratată la timp lovitura de la șold și era să moară chiar în spital de septicemie. Omul care a făcut-o bine pe ea a fost Haznaș. Da, iar un moment care e mai puțin cunoscut. Nu se știe, nu l-am scris nici eu în carte, pentru că am aflat mai târziu. La o altă ediție a cărții, probabil am să scriu aceste chestiuni. Vedeți, dumneavoastră, imunitatea asta de vederi a gorjenilor și a celor care au trăit aici e foarte puternică. Nu întâmplător aici a apărut și Tudor Vladimirescu. Și nu întâmplător a fost Ecaterina Teodoroiu, o eroină. Aici este, parcă, mă rog, o dragoste mai mare față de țară. Pe Vlahuță l-a impresionat această stare sufletească a românilor din Gorj. Și când a văzut statuia lui Tudor Vladimirescu de la Târgu Jiu, a rămas surprins pur și simplu pentru dăruirea aceasta. Pe urmă, mai sunt momentele acelea când ea a fost adusă din Valea Zăbrăuțului, am fost acolo, unde s-a făcut mormântul, până a fi adusă acasă aici. Nicolae Iorga, în 1921, era ministru atunci, s-a ocupat de probleme de cultură, învățământ și culte, o mare personalitate a țării, care avea să dispară tot datorită unor dușmani năstrușnici dintre noi, dintre români. El a zis, i-a spus-o regelui, facem la Târgu Jiu, unde a fost prima tabără a pandurilor, făcută de Tudor Vladimirescu, această sărbătorire de 100 de ani, aniversare, de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. Și atunci, în Târgu Jiu, a venit toată protipendada aceasta politică de la București să serbeze aici și se vorbește foarte puțin de treaba aceasta. Nu știu de ce, istoricii au sărit peste acest moment în care, într-adevăr, toate forțele, câte erau ele atunci la nivel de județ, au fost puternic ancorate în a sărbători pe Tudor și odată cu ea pe Ecaterina Teodoroiu și să o aduc aici. Deci, practic, aducerea trupului Ecaterinei la Târgu Jiu, la 4 ani după sacrificiul ei, după moartea ei, s-a datorat mai mult evenimentului cu Tudor, ca să nobileze cumva aniversarul Tudor și nu neapărat, pentru că știm că în tradiția creștină, normal te mută la 7 ani din... Asta a fost voința lui Nicolae Iorga și nu se vorbește de treaba aceasta. A avut un merit în chestiunea asta. Da, și foarte interesantă că... Iar mormântul i s-a făcut nu unei acum mausoleul, ci mai spre prima clădire care intră pe Victoria spre sud, pe la mijloc. Da, și a fost amenajată partea aceasta de mormânt a ei numai cu flori. Erau duse și iarna într-o perioadă, florile chiar dacă înghețau, erau mereu schimbate ca să fie pe mormântul ei mereu flori. Au făcut-o cercetași care n-au uitat-o. Foarte important să îi scoatem în evidență și pe cercetași, pentru că aceea Teiușanu a fost un mare om și a urmărit-o și a sprijinit-o și el. El s-a dus la regină de i-a spus despre Ecaterina, adică șeful ei de la cohorta în care era și la Târgu Jiu Ecaterina Teodoroiu. Iată deci că a fost o unitate de sprijinire. Asta numai la român se găsește. Bun, momentul, avem mormântul în 1921, cum spuneați dumneavoastră, într-o altă locație, puțin schimbată, și a fost mutat în actuala locație în momentul când s-a făcut monumentul... În 1935, da. Deci, iată o altă informație foarte importantă. Da. Și, practic, din 1935, acel mauzoleu, cel care a fost acum restaurat, a mai suferit alte lucrări de restaurație? De restaurare, pardon? Să vă spun o treabă. Cât am fost eu la cultură, perioadă cam mare, peste 15 ani, nu l-am lăsat niciodată să se negrească piatra de pe el. Deci, în cursul iernii, tot timpul am avut pe cineva care curățea fiecare spor, fiecare
muși care crescuse în, în piatră acolo, în prelucrarea ei. Deci n-a fost lăsată. În alți ani pur și simplu a fost acoperită, să nu pătrundă apă între pietrele ei. Asta se întâmplă înainte de 1989. Înainte de 89. După 89 s-a întâmplat ce se întâmplă și acum cu toate statuile decorative făcute în taberele de la Târgu Jiu. Lăsate să se negrească și să se distrugă, să se macine din cauza ploii și înghețului. Nu e ca în Franța, unde în timpul iernii, de la o anumită dată până la alta, se acoperă, sunt niște substanțe speciale care luptă împotriva dușmanului pietrei, da, și în același rând, timp s-a trecut la aurirea, pur și simplu, a statuilor, ca ele, inclusiv cele, deci de metal, fiind în atenție, punând pe ele aur coloidal, cum de asemenea o fac și rușii și au făcut-o și pentru turlele bisericilor lor. Foarte important. Cum și aici, cu coloana infinită, ea dacă se va repeta mereu, pur și simplu, după modelul de până acum, al poleirii, pur și simplu își va distruge peretele, pentru că se face prin sablare, se pierde la 1 până la 2 mm prin sablare, din peretele de 2 cm al fontei în care e formată partea exterioară a coloanei infinite. Ori acolo trebuie să s-a așteptat o iarnă întreagă, din 1937 până în 1938, să se facă rost de tehnologia pentru aurirea coloanei. De aceea ea a fost metalizată abia în iunie 1938. Pentru că în 1937 l-au înlăturat de la conducere pe Tătărescu, el n-a mai putut să asigure cele trei elemente pentru aurire. Și asta l-a supărat pe Brâncuș, care scrisese și sunt și documente că vrea să fie galbenă, simbolul bogăției. Foarte interesant. Și aceea le-am spus-o și altă dată, mai mult doar că această metalizare se face asigurând trei straturi. Unul de aluminare, al doilea de argintare și o peliculă foarte fină, numai scumpă, de 10 kg de aur, pentru aurire. Și atunci pelicula de aur, da, mai rezistentă la agenții exteriori metalului, ar fi fost condiția de păstrare peste milenii a coloanei infinite. Dacă mergem în continuare să o remetalizăm după modelele de până acum, pur și simplu o vom distruge noi înșine. Și nu e bine. Ar fi bine să se caute de către cei care se ocupă acum de Brâncuș, da, să facă așa ceva. Inclusiv astăzi, fiind la statuia Ecaterinei Teodoroiu, făcută de Iulia Oniță, și în cea din zona cea mea, da? Da? Aceea trebuie pur și simplu aurită cu aur coloidal. Pentru că se distruge și asta în timp, nu rezistă. Iată, deci, facem multe lucruri bune, dar nu le ducem până la capăt. Nu le păstrăm cum trebuie. Și dacă veni vorba, într-o paranteză vă pot spune că toate monumentele mari din Gorj sunt la pământ. Toate culele, de pildă, sunt sparte, rupte, furate, în distrugere. Și deci nu avem o zestre importantă pe care nu știm să o, da, păstrăm. Da. Avem o zestre dublă în Târgu Jiu și nu se preocupă cum trebuie nimeni de ea. Zestrea Brâncuș, care e unicat în lume, ce ne-a lăsat el, și zestrea, am spus-o și altora, casa lui Keber, despre care Brâncuș a zis că e un piuvidiu șavan al nostru, adică la pus la una cu reformatorul picturii bisericești din vestul Europei. El casa Keber, de care aflăm de fiecare dată că se face, că nu știu ce fonduri europene au fost accesate, dar e într-o stare de degradare avansată, deja asta de mulți ani. Banii pentru, mă rog, pregătirea ei în continuare și restaurarea, care trebuie repetată la 30 de ani,
au fost dați la spital, am înțeles, în anii trecuți. Și a rămas deocamdată. Deci anul acesta, în care sunt 30 de ani de la moartea lui Keber, și ar trebui măcar spre onoarea lui că a lăsat prin mine 500 de tablouri enorm, de mare valoare, de miliarde de lei, Muzeului Județean. Muzeului de artă, practic, care a fost înființat în 1983. Și acum, de că a venit tot vorba de treaba asta, o putem spune în două minute, acum 2 ani și ceva a fost aprobată de Parlament ridicarea la Târgu Jiu unui mare muzeu modern, de artă modernă și contemporană. Da, care se numească Constantin Brâncuș. Care să fie de sine stătător, precum Marele Muzeu Național de Artă din București. E, nu l-au înțeles așa, s-au perindat câteva zeci de miniștri la cultură după 1989 și niciunul n-a fost în stare să pună la punct, nici cei de la Gorj, acest muzeu, care trebuie să rivalizeze cu muzeul făcut de un alt președinte al Franței, Pompidou. Și casa în care acum se zice că s-ar înființa acest muzeu nu este altceva decât localul în care a fost atelierul lui Brâncuș. De aceea lucrările pe care le-a făcut, le-a luat fata fostului primar care rămăsese cu casa, Bălănescu, și au fost vândute la muzeul din Paris. N-a fost, deci, apărătoare a operei lui Brâncuș. Și să mai știm o chestiune. În curtea acelei case, Brâncuș a realizat al doilea ansamblu. De aproape 60 de lucrări tip obiect truve, obiecte găsite, pe care le-a amenajat pentru că erau lucrări făcute de natură care simulează anumite obiecte din realitate și fac exact ce fac operele de artă moderne. Transfigurează într-un anumit fel realitatea. Au fost împrăștiate, pur și simplu. S-au mai păstrat câteva și acum nu li se dă importanță. Sunt puse aiurea, nimeni nu știe de ele. Unele dintre ele au fost luate de acolo și duse la casele unor politicieni și altor intelectuali din Târgu Jiu sau au fost înstrăinate prin județ și prin alte localități din țară. E păcat. A doua avere mare pe care o are Gorj și România pe teritoriul Târgu Jiului este averea lăsată de Keber, care trebuie pusă în valoare. Anul ăsta noi vom publica o carte de peste 1000 de pagini cu majoritatea lucrărilor lui pentru a putea fi făcută cunoscută măcar unor grupe de gorjeni care se ocupe de el de acum încolo. Dar ar fi necesar să nu se mai întârzie, pentru că deja plouă în casa lui Keber. Apropo de, ca să facem cumva legătura, biserica din fața prefecturii nu este pictată de Keber? Nu, a fost pictată de Mișu Pop, repictată parțial de Keber, iar partea exterioară, la propunerea lui Iorga, da, a fost pictată cu savanți, filozofi și sibile de Keber. De aici originalitatea și în același timp era legătura cu Iosif Keber. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri. Și vreau să vă mai zic încă un pic. Mama lui Keber, împreună cu Ecaterina Teodoroiu, cu poala fostei lor, da, au cărat gloanțe la militarii de pe malul Jiului, care continuu trăgeau să pară o organizare de armată puternică să se retragă dușmanii veniți. Iată, deci, trebuie știute aceste amănunte pe care nu le-au luat alții în seamă până acum. Eu am cunoscut aceste treburi de la Keber, care murându-și și soția în 1973 de cancer, bineînțeles, și fiul său, care era tot pictor, căzând de pe niște scări dintr-o biserică pe care o picta, fiind bolnav de inimă, da, el a rămas singur, a trăit 92 de ani și toate operele lui le-a lăsat prin testament să mă ocup eu de ele. Le-am oferit statului român. Foarte importantă această donație. Din păcate, iată că nu ne ridicăm, nu prea știm ce să facem nici cu moștenirea brâncușiană, da, nici cu cea
Cheber și altele. Iar Cătălina ne-a lăsat viața ei. Foarte important. Vom avea în acest an anul Ecaterina Teodoroiu la Târgu Jiu? N-am auzit vorbindu-se de așa ceva, dar ar trebui. Și ar trebui să stimulăm cooperarea celor de la Târgu Jiu cu alte muzee din țară, pentru ca și acelea să cunoască mai toate documentele știute la noi despre Ecaterina Teodoroiu. Cu siguranță ar fi și altele de spus, timpul acordat emisiunii noastre s-a epuizat. Cu siguranță vă mai așteptăm în această emisiune să ne spuneți lucruri importante despre istoria Gorjului, de ce nu istoria națională. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră din această seară. Mă bucur și vă mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor universitar, dr. Ion Mocioi. Am vorbit despre Ecaterina Teodoroiu, aniversată astăzi 125 de ani de la naștere.